partenerilor de guvernare liberali. Deocamdată, în structurile locale, există la toate eșaloanele directori, șefi de concentrate, care sunt numiți politic și fac parte din Partidul Național Liberal, din zona uselistă. Deci USL-ul nu și-a încetat activitatea. Noi am prezentat astăzi la Prefectura Județului Iași Cartea Minciunilor USL. Această carte cuprinde toate domeniile ministeriale de activitate în care USL-ul a făcut promisiuni poporului român acum 22 de luni, promisiuni pe care nu și le-a respectat. Și aici ne referim la toate domeniile de activitate. În domeniul justiției, în domeniul economiei, în domeniul statului de drept, în ceea ce privește educația, în ceea ce privește sănătatea. Și aș vrea să și spicuiesc câteva lucruri pentru a fi cât mai realiști în ceea ce spunem și cât mai aproape de adevăr. Știți foarte bine că au fost numeroase atacuri la statul de drept pe perioada guvernării useliste. Poziția PDD-ului pe toată această perioadă de 22 de luni a fost de a contracara și de a face o opoziție reală. De fapt, singurul partid care a existat în opoziție până acum și cred că și de acum înainte, pentru că nu putem vorbi despre Partidul Național Liberal, că poate intra în opoziție după o săptămână sau două și din socialist să devină din nou liberal. Pentru că s-a obișnuit cu Ciolanu, este foarte greu să te dai deoparte, bineînțeles că vor rămâne foarte mulți care vor trece la PSD, că cunoaștem acest sistem și au și trecut unii, pentru că nu pot renunța la serviciu. Iar, după părerea mea, în momentul în care se ajunge din nou la alegeri, în România ar trebui să fie o listă, așa cum în toate statele lumii, o listă cu funcțiile pe care, automat, noul guvern le schimbă cu politicienii din arcul său de influență. Cred că această carte a minciunilor USL, dacă o veți lectura, vă veți edifica de faptul că România a avut 22 de luni de stagnare, de certuri permanente la nivelul conducerii USL-ului, certuri care automat au fost cu rezonanță în arcul ministerial. În